Numai în creștinism Dumnezeu este numit Tată, pentru că așa s-a descoperit. Potrivit revelației dumnezeiești, din Sfânta Scriptură și din Sfânta Tradiție, El este din veci Dumnezeu Tatăl, în sensul că are un Fiu veșnic. Dar în același timp, El vrea ca și noi să fim fiii sau copiii Săi, în sens duhovnicesc. Descoperirea aceasta, prin care îl considerăm pe Dumnezeu Tatăl, arată că El ne iubește și că iubirea stă la baza creației sau aducerii la existență a Universului și a omului. Îl numim pe Dumnezeu Tatăl Atoțiitorul, sau cu termenul grecesc Pantocrator, cel care le ține pe toate sau le poartă de grijă la toate. Este vorba aici despre lucrarea Lui proniatoare prin care conduce lumea. Lumea ține de Dumnezeu nu numai prin conducerea pe care El o are, ci și prin sensurile tuturor lucrurilor care se află în Dumnezeu, ceea ce teologia numește astăzi raționalitatea creației, adică faptul că Dumnezeu ne vorbește prin zidirea înconjurătoare. Creația atârnă de voința lui Dumnezeu, adică Dumnezeu, liber fiind, a adus numai din bunătate la existență și pe Sfinții Îngeri și pe om și Universul întreg. Și El are un plan cu această creație a Lui, care depinde de El și care este în grija Lui până când ea se va transforma în împărăția veșnică a Lui Dumnezeu. Înțelegem așadar cum prin rostirea unui singur articol al simbolului de credință, primul, ne dovedim dintr-o dată fii ai Lui Dumnezeu, adică pricepem de unde ne tragem, devenim conștienți că nu suntem singuri și că avem o responsabilitate. Este, dacă vreți, un curs avansat de management al vieții spirituale proprii, care ne va pune la îndemână discernământul de a deosebi țintele autentice de cele false. Noi mărturisim credința pe baza Sfintei Scripturi și a Sfintei Revelații și a Sfintei Tradiții, că Dumnezeu Tatăl îl naște din veci pe Fiul. Și Fiul care vine la noi poartă numele descoperit de înger, Iisus Hristos. Numele de Iisus înseamnă în limba ebraică mântuitor și El este mântuitorul sau izbăvitorul omenirii, împlinind porunca lui Dumnezeu de a ne răscumpăra. Al doilea nume, Hristos, în limba greacă înseamnă uns, sau Mesia în limba ebraică înseamnă același lucru. Din totdeauna Dumnezeu Tatăl are un Fiu, pentru că altfel nu s-ar numi Tatăl. Și dintotdeauna Fiul este împreună cu Tatăl. Lucrul acesta sau nașterea din veci a Fiului ne arată nouă că Dumnezeu este iubire. Iubirea de Tatăl care se revarsă asupra Fiului și care dorește, atunci când va crea pe om, să se extindă și asupra oamenilor chemați la demnitatea de a fi fii ai lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu Tatăl este Creatorul și aduce la existență toate prin Fiul, viața este împărtășită tuturor făpturilor de către Duhul Sfânt. El a împărtășit de la început și susține în viață existența, iar celor care cred în Dumnezeu le împărtășește și viața dumnezeiască. El purcede din Dumnezeu Tatăl, așa cum Fiul se naște din Dumnezeu Tatăl. Noi nu știm care este diferența dintre naștere și purcedere, o mărturisim pentru că reprezintă o taină, dar credem că în Dumnezeu Sfânta Treime există o singură sursă de existență, Dumnezeu Tatăl. Tocmai pentru a sublinia unitatea dintre Fiul și Duhul Sfânt, Sfinții Părinți i-au numit cele două brațe ale Tatălui. În afara slujbelor bisericii nu există scara către cer. Templul este spațiul sacru, în așa fel încât și vecinătățile devin sacre în prezența lui. Știi unde poți căpăta definiția omului? În biserică. Acolo ești comparat cu Dumnezeu, fiindcă exprimi chipul și asemănarea lui. Dacă biserica ar dispărea din istorie, istoria n-ar mai avea oameni. În biserică afli că existi. Acestea le spunea Petrețuțea, cu siguranță inspirat și de articolul din Crez, care ne spune la rândui că avem credință într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică.
Sfânta Biserică este un așezământ dumnezeiesc pe care El, Mântuitorul Hristos, în ziua cincizecimii, prin pogorârea Duhului Sfânt, l-a întemeiat pentru noi, unind cu sine pe cei care au primit botezul și care au mărturisit credința în dumnezeirea Lui. Sfânta Biserică păstrează credința în Hristos și o propovăduiește, o duce mai departe. Ea îl are cap sau conducător tainic, nevăzut, pe însuși Mântuitorul Iisus Hristos, care a făgăduit ucenicilor, Sfinților Apostoli, că va fi cu ei până la sfârșitul lumii. Îl are în ea și pe Duhul Sfânt, pe care îl invocă sau îl cheamă de fiecare dată și care lucrează la îndreptarea noastră sau la mântuirea noastră în unire cu Hristos. Lăcașul de cult exprimă cu mare fidelitate dăruirea și râvna credinței oamenilor care îl folosesc drept lăcaș de săvârșire a sfintelor slujbe. Cu siguranță știm însă cu toții cât de importantă este zidirea lăuntrică a bisericii în sufletul fiecărui membru al comunității. Biserica are patru însușiri pe care noi le mărturisim în crez. Mai întâi, faptul că este una. Al doilea atribut este sfințenia bisericii. A treia însușire, sobornicitatea sau universalitatea ei. Ultimul atribut, apostolicitatea, se referă la faptul că biserica păstrează învățătura despre Dumnezeu, despre Hristos și sfintele taine primite de la Sfinții Apostoli. La Sfintele Altare vom merge cu toții măcar de trei ori în viață. La botez, la cununie și la mormântare. Bucuria intrării în biserică poate fi comparată de fiecare dată cu întoarcerea acasă și de aceea credem că doar de trei ori în viață este mult prea puțin. Pe de altă parte, nu putem fi indiferenți la încărcătura de spiritualitate, istorie și cultură pe care o poartă fiecare biserică, mănăstire sau catedrală. Când rostim crezul, ne mărturisim credința în obștea bisericească, cea care ne stă mereu alături în rugăciune, la liturghii și slujbe și cu care suntem împreună chemați la viața veșnică. Botezul a fost prefigurat din legea veche, din Vechiul Testament, mai întâi prin trecerea poporului ales prin Marea Roșie. Tot o trecere este și botezul, de la robia păcatului la libertatea harului pe care îl primim prin Sfântul Botez. O a doua prefigurare a fost botezul pe care Sfântul Ioan Prorocul îl făcea în apele Iordanului și care era o chemare, o invitație la pocăință. Fără pocăință nu putem începe o viață nouă. Botezul se face prin întreita cufundare în apa sfințită. Această întreită cufundare ne amintește, ne duce cu gândul mai întâi la Dumnezeu Sfânta Treime, pentru că botezul se face în numele Sfintei Treimi și preotul numește pe rând cele trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Dar întreita cufundare ne amintește și de cele trei nopți ale Mântuitorului petrecute în mormânt, pentru că botezul este moartea tainică a noastră, o moarte spirituală și în același timp o înviere. Noi imităm pe Hristos, sau mai precis spunând, actualizăm moartea și învierea Lui în chip personal pentru noi atunci când ne botezăm. Ne ridicăm din apele botezului, curățați, luminați, umpluți de Harul lui Hristos și uniți spiritual cu Hristos, care rămâne în noi. Articolul al 11-lea al simbolului credinței, penultimul dintre toate, ne arată poarta pe care am intrat cu toții în biserică, și anume taina botezului. Mai presus de porția zdravănă de har sfințitor care ne este administrată cu această ocazie unică în viață, căci botezul nu se repetă, primim încă un rând de părinți. Nașii, cei care mărturisesc credința în locul nostru atunci când singura mărturisire de care suntem capabili este un gângurit. Ei sunt cei care ne poartă pe brațe din întuneric spre lumină, din pridvor spre altar și de la necredință spre credință. Este bine să nu uităm acest drum niciodată.
În mod esențial, ceea ce credem despre viață și despre lume ne arată celorlalți cu măsura faptelor și a obiceiurilor noastre. Însă, la temelia tuturor acestora stă, desigur, Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție. Sfintele Evanghelii și toate celelalte cărți ale Noului Testament nu cuprind decât o parte din descoperirea dumnezeiască pe care Fiul lui Dumnezeu ne-a făcut-o prin viu grai în timpul vieții sale pământești. Acest fapt ne este transmis de evanghelistul Ioan, care scrie că sunt și alte multe lucruri pe care le-a făcut și l-a grăit Iisus și care, dacă s-ar fi scris cu deamănuntul, în lumea aceasta nu ar încăpea cărțile ce s-ar fi scris. În întregul său, Sfânta Scriptură ne dezvăluie mai ales, prin cărțile Vechiului Testament, istoria devenirii unui neam și a întrupării din seva acestuia a Mântuitorului Lumii, Fiul lui Dumnezeu. Toate acestea s-au păstrat și ni se fac cunoscute în scopul mântuirii noastre prin cărțile Vechiului Testament și al Noului Testament, precum și prin Sfânta Tradiție. Dacă suntem atenți și dacă contorizăm într-un mod atent toate citatele Vechiului Testament, observăm că în Sfânta și Dumnezeiască Liturghie și în cadrul cultului găsim de vreo 98 de ori citate din această carte a Vechiului Testament. Iar în Noul Testament, 114 citate pe care le regăsim în cadrul cultului. În contextul acesta, în momentul în care creștinul este chemat la împărtășire de cuvânt, observăm că Sfânta Scriptură, care are cuvintele vieții veșnice, vorbește despre bunătate și iubirea de oameni a lui Dumnezeu, dar în același timp vorbește și de dreptatea și de judecata pe care acesta o va face cu neamul omenesc. Între Vechiul și Noul Testament există o continuitate, astfel încât nu se poate concepe descoperirea adevărului cuprins într-unul fără celălalt. Mărturiile lor despre adevărul dumnezeiesc al întrupării se sprijină unele pe altele. Sfânta Scriptură, în întregul său, ca și Sfânta Tradiție, sunt cele două căi ale transmiterii revelației dumnezeiești supranaturale. În ele găsim adevărul încredințat bisericii spre păstrare și propovăduire. Nu e suficient să credem în Dumnezeu. Trebuie să și mărturisim credința noastră, căci credința este o formă de iubire pe care o manifestăm în lume. Când îl iubim pe Dumnezeu și credem în El, arătăm oamenilor credința prin mărturisire. În timp a existat mai întâi Sfânta Tradiție și apoi abia Sfânta Scriptură, fiindcă Dumnezeu, în înțelepciunea sa, a voit ca adevărurile descoperirii dumnezești să fie date întâi prin viu grai, spre a fi ușor înțelese și primite. Dacă învățătura dumnezeiască s-ar fi dat de la început în scris, credința nu s-ar fi răspândit cu aceeași ușurință și putere ca prin viul grai cu care e înzestrat tot omul. Părinții bisericii consideră Sfânta Tradiție tocmai de aceea o cale de păstrare a învățăturii de credință, precum și de transmitere a ei cu valoare egală cu Sfânta Scriptură. Iar viața noastră trebuie să dovedească prin mărturie acest lucru. În acest mod, tradiția rămâne vie și trupul bisericii, adică noi credincioșii, ne păstrăm prospețimea și vigoarea credinței. Din multitudinea de caracteristici ale spiritualității românești, una este definitorie pentru rolul social al bisericii. Vorbesc despre cultul public, care prilejuiește nu doar întâlnirea oamenilor cu oamenii, ci mai mult decât atât, întâlnirea oamenilor cu Dumnezeu în chiar casa lui Dumnezeu. Cultul este un act văzut al unui sentiment de credință autentică, o întâlnire între lumea văzută și lumea nevăzută. În cultul public, creștinul participă împreună cu toți ceilalți creștini care împărtășesc aceleași credințe, aceleași obiceiuri, aceleași bucurii, se împărtășesc împreună toți de întâlnirea cu Dumnezeu în Sfânta Biserică. Așa cum v-ați dat seama deja, identitatea este concluzia celor de până acum.
Acestea sunt lucrurile care ne definesc și care ne fac parte a spiritualității românești. Desigur, obiceiuri și datini, scrieri și opere de artă, clădiri și monumente, toate la un loc și fiecare în parte, au o contribuție esențială la definirea noastră ca oameni. Mai mult însă ca orice, cred că obârșia fiecăruia dă sens existenței. Fiecare are Ierusalimul său, locul în care toate energiile îi sunt favorabile și îl fac puternic. Și asta face parte tot din spiritualitatea românească. Am simțit ceva pentru locul ăsta și o atracție, să spunem, adevărată și mi-am dat seama că aparțin acestui loc și am decis să rămân în țară. Eu n-aveam nicio intenție, când m-am întors în România în decembrie 94, să viu aici. Am venit într-o vizită de la București, după 3 zile după ce am aterizat la aeroport și după 24 de ani de diaspora sau pribegie printre străini. Plecat în timpul regimului comunist. Am fugit din țară în 70, în 1970, într-un tir, ascuns într-un tir, ca să fiu un om liber, niciun alt motiv. Și după mine, toată familia, sora în 80, fratele în 79, fiecare cu o poveste mai mult sau mai puțin riscantă, mai mult sau mai puțin dramatică, dar toată legată de România și de diaspora noastră și de familia noastră, deci am vrut să fim oameni liberi. Și într-un final am fost. Și după 25 de ani m-am întors și după 3 zile de la aterizarea pe Otopeni, decembrie 94, am venit aici să fac o plimbare cu doctorița Culcer de la București, mătușa mea, știind de acest conac dintr-o foto scorojită în sepia a bunicilor mei pe care am văzut-o la București. Niciunul din noi n-avea dreptul să vină aici. Noi am fost în domiciliu forțat, eu m-am născut la Târgu Neamț, unde părinții mei au fost deportați în anii 50 și în 51 m-am născut acolo. Deci n-aveam nici noțiune, nici formă, nici imagine de ce și cum este acest loc care a fost pe mâna CAP-ului, IAS-ului și altor instituții. A făcut fiecare ce a vrut. Da, în timpul comunismului, ce să zic, a fost când fermă de stat, când fermă pomicolă, când stațiune de cercetare, când casă de protocol pentru granguri de atunci, pentru că știm foarte bine că obiceiurile nu s-au schimbat. Atunci ca și acum, acum ca și atunci, deci veneau mai mari din minister, miniștri, Ministerul Agriculturii, trăgeau niște chiolhane de anvergură și după aia plecau. Asta era destinația conacului. Da, asta era destinația conacului familiei noastre, care la origine a fost conacul doctorului Dimitrie Culcer, construit undeva pe la 1880 și ceva, într-o formă redusă și mai primitivă, dacă vrem, și renovat complet între anii 37-38 de bunicul meu, colonelul Petrescu, fost prefect de Gorj și fost om de încredere al marilor industrii în România, Auschnitt, Malaxa, etc. Și acesta l-a folosit în timpul evenimentelor interbelice, precum casă de protocol pentru marile proiecte industriale. Aici venea Auschnitt și Malaxa câteva zile în fiecare an, directorii de la marile întreprinderi și plănuiau ce vom face la anul, deci lucru care astăzi nu se cam face. Este un sătuc de munte undeva Dobrița, inclus într-o comună de 5.000 de locuitori, deci Runcu are 5.000 de locuitori, e o comună mare. Dobrița e unul din sate. El este atestat încă de la 1500 și a aparținut rând pe rând și unor dintre cantacuzini și boierilor Curcer, care sunt strămoșii mei. Și uite așa am ajuns și eu, român din diaspora, a venit întâmplător în țară să intru în posesia acestei minunății și să încerc să o pun la punct cu mari eforturi. Mă implic personal, gătesc, mai menționez că am fost bucătar și cofetar printre multe meserii care le-am făcut în diaspora. Sunt fascinat de puterea de a reuni oamenii în jurul unei mese, mai mici sau mai mari, și încerc cumva să refac niște situații de acest gen și în dorința de a mă simți bine și de a învăța pe alții. Vreau să-i ajut pe alții să învețe să gătească, să combine, să facă aromele, bucătăria și îmi place. Cred că asta va fi destinația pentru anii buni pe care îi mai am, dar vreau să o fac în legătură cu o lume globalizată, cu o lume internațională, vreau să fac aici oameni din străinătate. Chiar mă adresez cu drag românilor de dincolo, pentru că am fost unul din ei,
Cunosc durerile, viața, frica, minciunile care s-au vehiculat acolo de-a lungul celor, să spunem, 40-50 de ani de regim bestial și știu cam ce vor. Cântecul cea de circ, cântea lint în fapt de seară, puiule, e un cântec sfânt, blând și simplu de la țară. Mama mi-l cânta și ea, și la ghersul ei cel dulce, puiul ei se potolea și-o lăsa duios să-l culce. Astea dorm cu dânsul el. Ieri el mă adormea pe mine și-a dormit pe tatăl meu. Când era copil ca tine, mâine când voi fi pământ, nu uita nici tu și zile, zile doina, cântec sfânt la copii tăi, copile. Mâine când voi fi pământ, nu uita nici tu și zile, zile doina, cântec sfânt la copii tăi, copile. Despre smerenie cred mulți că pot da sfaturi, însă nu trebuie să uităm că smerenia nu-i tot una cu umilința la care te supun alții. Asta te face să cauți ceva mai bun pentru tine și pentru ai tăi. Smerenia are însă alte resorturi de natură spirituală și nu neapărat materială. Ascultarea ne ajută la dobândirea acestei smerenii care ne pune în stare de fii ai lui Dumnezeu. Și de aceea e important să avem această ascultare ca și stare de spirit, de integrare în ierarhia și a mănăstirii, dar și a bisericii întregi. Noi dobândim ascultarea și prin integrarea în activitățile obișnuite, la masă, la curățenie, să zicem, la grădină, la slujbă de asemenea. Toate aceste ascultări ne ajută să dobândim starea de trezvie și de ucenicie duhovnicească prin care înaintăm în smerenie. Odată cu intrarea în monahism, nu devii instantaneu foarte smerit. Aceasta e o certitudine. Foarte repede însă, cei din jurul tău se așteaptă ca din postura de trăitor în mănăstire să suporți toate cele ce ți se întâmplă, bune sau rele, la fel de ușor cum ai îmbrăca o haină nouă. Acestora le spun că, deși ne naștem cu ea, smerenia se învață, iar lecțiile de smerenie ne sunt date în viață atunci când ne sunt necesare. Important este ca, indiferent ce suntem, monahi, preoți, episcopi, patriarhi sau simpli credincioși, să învățăm din lecțiile acestea. Dacă nu o facem la vreme, cu siguranță Dumnezeu ni le va pune din nou în cale până la înțelegerea lor deplină. A fi smerit ca monah pare a nu fi foarte greu, însă nu putem noi să spunem asta. A fi smerit în preajma semenilor este însă cu totul altceva. Exemplul nostru, doctorul Max Kulcher, descendent al unei celebre familii boierești din Oltenia, ar fi avut toate motivele să nu fie prea smerit.
La fel poate și descendenta sa directă, care simte încă atunci când merge în satul său natal, în Ierusalimul sufletului său, Dobrița, o profundă legătură cu generațiile de demult. Este o încărcătură spirituală. Părerea mea că toți strămoșii există acolo și eram mică și mergeam pe când mă trimiteau cu vaca și în nori spuneam că acolo e bunicul, străbunicul, zic, și de acolo mă văd ce prostioare fac și n-am voie să fac prostioare și urmăream formarea diferitelor imagini date de nori și aveam o imaginație extraordinară ca și copil, lucru care mi-a rămas și până astăzi, dar eu am senzația că acolo când merg eu îi întâlnesc pe toți. Probabil că în sufletul meu energia pozitivă dată de ei mă ajută foarte mult. Ne ajută pe fiecare ca să reconstruim și să nu lăsăm să neglijăm Dobrița, cum îi spunea tatăl meu, Parisul Gorjului. Adică el a renunțat să rămână la Paris ca să vină la Dobrița și să ajute oamenii din Dobrița și încă 40 de sate din jur. El era a treia generație de doctori, făcuse Institutul Pasteur și Facultatea de Medicină la Paris, un institut de fizico-chimice, își dăduse doctorat. În primul război mondial el s-a întors ca voluntar în țară, vreau să știu cât s-ar întoarce astăzi ca voluntar în sprijinul patriei. Și pentru el nu exista oră de lucru. De când se trezea până noaptea și unii țărani veneau la două noaptea când era steaua sus, plecau pe jos la Târgu Jiu și strigau la domn doctor să-i dea o rețetă că are nu știu ce durere, nu știu ce problemă. Se supăra el pe moment, mai spunea două vorbe de duh, dar până la capăt se îmbrăca și punea piciorul de lemn săracul, proteza și îl chema și îi dădea rețetă și plecau la... Deci pentru el nu exista o oră și nu exista un moment când se spune nu vreau să servesc pe cineva sau nu pot sau... Și făcea de toate, de la pediatrie până la stomatologie, ginecologie, aplicări de forceps, nașteri la domiciliu, chirurgie, am învățat o mulțime de lucruri de la el. Deci mie mi-era mai frică de întrebările lui decât de întrebările de la examenele din București când eram studentă. Exemplul sau pilda este cu certitudine un mod eficient de a transmite învățătura. O știm cu toții, mai ales după ce am văzut că de atâtea ori în Vechiul sau în Noul Testament, pilda este o modalitate folosită frecvent pentru a transmite și fixa informația. De fiecare dată, o situație cu putere de exemplu era îmbrăcată în straie omenești, ușor de înțeles astfel și pentru ochi sau minți neînvățate cu subtilități lingvistice. Mântuitorul în aceste pilde se folosește de anumite evenimente, de anumite lucruri care erau prezente în viața credincioșilor. Și modelul acesta scripturistic este îndreptat, dacă vreți, către Sfinții Ucenici, către ceilalți care îl ascultau. Exemplele cu care ne întâlnim în viața de zi cu zi pot fi pozitive sau negative. Pe baza acestora ne învățăm copiii să facă lucruri bune și să se ferească de faptele rele care le-ar putea altera curăția. Și facem acest lucru cu consecvență. Mărturisim prin această metodă educativă credința în valabilitatea modelului urmat de Hristos pentru transmiterea celor mai importante repere morale. În acest fel, nu facem altceva decât să ne dovedim credința și să o mărturisim și celor mai mici dintre noi. Devenim în acest fel și noi, la rândul ne, modele de urmat. Urmând consecvent pildele pe care Mântuitorul ni le pune înainte, credem și înțelegem în același timp învățătura creștină. Nu numai că ni se dau exemple, dar pildele au rolul de a scoate la lumină atitudinile în înțelesul lor primar. În plus, de fiecare dată, pilda ne explică și care sunt urmările acestor atitudini. Din acest punct de vedere, modul de a transmite învățătura astfel este printre puținele care propun creștinului un model de gândire cauză-efect. Cu alte cuvinte, rolul esențial al pildei este să ne trezească responsabilitatea pentru propriile fapte. Și doar uitându-ne în jur, constatăm cât de multă nevoie avem astăzi de pilde.